Bună seara, dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Cronici Sportive. Suntem la televiziunea Nouă TV. Discutăm astăzi despre culturism. Am mai discutat în acești ani de zile de când rulăm această emisiune pentru publicul nostru drag care iubește sportul. Discutăm în fiecare săptămână despre diferite sporturi. Am revenit astăzi și discutăm despre culturism. În platoul televiziunii Nouă TV avem doi instructori de fitness, Marius Burciu și Kelba Adrian. Le urăm bună seara! Bună seara, bună seara! Sunt doi instructori de fitness, unul instructor de fitness care face doar acest lucru și Kelba Adrian care este și sportiv, pe lângă meseria de instructor, dacă este să zicem așa. Sunt subiecte care vă interesează atât pe dumneavoastră cât și pe mine despre culturism, pentru că întotdeauna sunt multe întrebări, mai ales de la cei care sunt atrași de fizicul celor care practică culturism, care sunt mai avansați, cum ajung și eu ca și tine, sau ce faci, ce iei, ce mănânci, cât dormi. Sunt multe întrebări care le avem de fiecare dată. Cred că cei doi instructori sunt zăpăciți de aceste întrebări în anii de când practic această meserie și a venit și această dezvoltare, dacă este să ne gândim, din anii 2000, care eu mi-amintesc foarte bine, până în 2022, sunt foarte multe săli în Timișoara. Acest lucru este un factor pozitiv pentru societate, pentru că practicăm sport. Dar vreau să aud și părerea lor astăzi la această emisiune și să vedem și ce alte sporturi au mai practicat și cum au ajuns ei să fie instructori astăzi. Începem cu Marius Burciu. Marius, de când practici acest sport și cum ai ajuns astăzi să fii instructor? Am început în anii 90, 93-94. 93-94, dacă vorbeam de 2000, după Revoluție, la câțiva ani. Eram așa un tip mai slab, aveam un coleg care mergea la sală, un coleg, că nu prea mergea multă lume pe vremea aia la sală. Domnul Florin Teodorescu mai apărea prin oraș, moșchiloi la vedere, cu fizicul, era mare, da, era, uite ce mare e, hai să facem și noi, și așa am ajuns la sală. Din tot cartierul unde locuiam acolo, eu eram singurul la vremea respectivă care mergeam la sală, față de zilele noastre în care sunt mulți mai mulți, da. Altă generație. Acest proces, sări. Marius, ne bucură, nu? Să zicem da, sigur. Nu vedeai fete la sală, dar le numărai pe degetele de la o singură mână. Chiar m-am întâlnit acum la sala unde merg eu cu doamna Mimi, da, cine o cunoaște din anii 90. Chiar spunea, mi-era rușine să spun că merg la sală, că îmi spuneau, tu ce cauți acolo între bărbați, ce e cu tine la sală de fiare? Că așa se spunea, hai să mergem, să tragem la fiare. Și erau în unele săli, chiar erau fiare, rămâneai cu rugină pe tine, cu vaselină, cu condițiile din ziua de azi. Și am început, mi-a plăcut, condițiile de atunci m-au fost... Dacă este să compari condițiile care erau atunci și condițiile de astăzi, cred că zâmbești, da, nu? Da, da, e peste... Acum, cine vrea, face oricum ar fi. Și atunci era bine. Erau și săli bune și mai puțin bune, 2, 3, 4, câte erau atunci, nu erau mai multe. Aventura ta, Marius, a început în anii 90, continuă și astăzi, în 2022, dar ca instructor continuă. Ca instructor, înainte făceai, nu aveai acreditare, nu se făcea școala de instructor, școala, cineva, o școală care creează instructori, prin 2012 cred că a făcut să intre în legalitate ca instructorul să fie o meserie, să fie meseria de instructor fitness, instructor aerobic, asta există, și instructor sportiv. Cu cod COR, cu Ministerul Muncii, cum trebuie. Deci abia după 2012 încoace instructorii sunt legali. Până atunci antrenai, dar
Gen așa, nu era o meserie. O chestie interesantă ce spui. Da, deci nu era. Tehnic. Plus că sălile pe vremuri nu aveau instructor angajat. Da? Erau fără instructor. Care e cel mai mare, care e cel mai vechi pe acolo. De obicei se luau care e cel mai mare, da. Cred că, nu? El știe, el ne dacă arată. Dacă ajuns să fie da. Mare, înseamnă că știe. Și pe vremea aia te bucurai, să zicem, dacă unul mai mare venea la tine și zicea, vezi că nu faci bine ceva. Acum, zilele noastre, dacă mergi la un băiat și zici, vezi că nu faci bine, poate te înjură, poate zice, lasă-mă în poate întâmpla așa ceva? Da, da, ați pățit da. Așa ceva? Am pățit, Adrian. Da. Da. Am pățit toate versiunile, da. Păi și nu-l dai afară din sală? Nu am dreptul. N-ai drept. Nu am drept. Da, și nu știu, nici nu știi cum, ce să faci, să-l ajut, să nu-l ajut, că nu știi cum reacționează, dacă da. Cred îți că mulțumește dacă, sau nu. Deci dacă se întâmpla așa ceva, Marius, cred că erau alte căi da, de rezolvare, da, da, nu? Da, nu, nu există. Acum nu e bine să le luăm, dar da, câteodată da, da. Poate educația da. Primează, nu? Exact. Și trebuie să existe într-o sală de sport. Da, și atunci, în 2013, eu am făcut cursul. Da, cred că prima serie care s-a ținut în Timișoara se făcea la București. Și atunci au văzut că acum na, se creează, profită și ei. Că mulți vor să facă instructori, acuși vor fi jumate instructori, jumate elevi. Și au venit prin orașe, hai să facem și acolo, și acolo, și acolo, să nu se deplaseze lumea. Și sunt instructor de toate felurile. Puțin sunt crescuți în sală, cum am fost eu crescut în sală de culturism, da? Cei din ziua de astăzi am văzut că sunt crescuți și în fața camerelor de la vedere. Da, da. Și mulți din alte ramuri sportive, unul e boxer, unul e fotbalist, unul e... Și atunci, acolo... Nu au șansă de izbândă încât să devină instructor sportiv, eu știu, de gimnastică, de ce-o fi. În fitness se câștigă bani, așa văd ei și poate că se câștigă. Și vin spre fitness. Și majoritatea dintre ei acum e functional training, îi zice, antrenamente funcționale, da? Cam astea sunt la mod. Acum nu e culturist bodybuilding, da? Antrenamente funcționale cu greutatea corpului, cu clase, cu nebunii. Cam pe genul ăsta merg, că un fotbalist, dacă ați văzut cum se antrenează, da? Pe ziua de astăzi ați văzut amândoi că cel mai important lucru este să aibă un preparator fizic, nu? Dacă n-ai preparator fizic sau antrenor sau instructor, cum putem să-l numim, nu prea face mare treabă. Și ei se antrenează nu atât de mult în sala de forță, cu gantere, haltere, aparate, mai mult așa la liber, un TRX maximum, ceva de genul. Marius, cum a fost prima zi a ta în sală ca și instructor? Cum îți amintești? Nu mă știu, pe vremea, da, eram sportiv, tot așa, arăta mai bine și veneau băieții să întrebe, ai cum să fac aia, sau le arătam eu, că îi vedeam că nu știe, că nu știu să facă, da, și... Prima zi cu diplomă, să zicem așa. Cu diplomă, da. Da. La toate celelalte zile, că deja făceam chestia asta, adică nu a fost nimic deosebit. Astăzi mai faci antrenamente? Da, da. Câte antrenamente pe săptămână faci, Marius? Depinde. Acum am început cu Adi... 4-5. Depinde. 4-5 pe săptămână. În funcție de cât suntem de... Da. Vreau să aud de la tine, așa pe scurt, după care intrăm mai în subiect. Astăzi un tânăr vine prima zi la sală. Ce sfaturi îi dai? În primul rând să aibă continuitate. Sportul ăsta e de fapt ca și orice alt sport. Ca un fotbalist a zis, dacă se accidentează, stă pe tușă o săptămână, două, nu mai prinde echipa. Poate niciodată sau depinde cum își reintră în formă. Mușchii, azi ai, mâine nu-i mai ai, dacă nu continui și nu ești acolo și nu îi faci. Și peste o zi de antrenament, dacă sari, deja se simte. Să ai probleme, da, să se simtă. Deci trebuie continuitate, trebuie să respecti o rețetă, un protocol, ca și orice o mâncare, dar are rețeta ei,
dacă vrei să-ți iasă așa cum trebuie, da, o bagi la cuptor, spune 30 de minute, dacă o ții mai mult se arde, da, dacă n-ai respectat, așa și aici. Trebuie să respecti exact, da, cu mâncarea, să mănânci ce trebuie, cât trebuie, să știi să-ți calculezi caloriile, macronutrienții și toate astea. Toate aceste lucruri, da, e ceva și, tine, și matematica. Tine, da, 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 da. E și un pic de calculat, de matematică, de muncit. Sunt mai multe care, cap la cap, dacă le faci, reușești, dacă nu, nu. De exemplu, trebuie să te antrenezi cum trebuie, să mănânci, să te odihnești. Majoritatea sar peste una dintre aceste. Dacă sar, da? Nu prea e în regulă. Ori se antrenează bine, dorm bine, nu mănâncă bine sau invers. Câte atunci, ore de somn trebuie să ai? Măcar să le ai astea de seară, dar nu le mai ai. Ui, cum e emisiunea acum la 8, de exemplu, era noastră, meci de fotbal începe la 10 seara. Dacă se vrei să la vezi, 12 euro noapte. Nu mai dormi orele alea. Dar nu, da, câte cuci la 12, să zicem. Da, să dormi noaptea, nu la 2, la 3, la... Am înțeles. Mergem și la colegul tău, instructor, care este și sportiv, Kelba Adrian. Adrian, tu de când ești implicat în acest sport pe care tu îl îndrăgești așa de mult, mă gândesc. Da. Am început culturismul undeva în 2009-2010, la nivel de începător. Iar apoi, după câțiva ani de zile, am început să activez, cum ar veni, și în lumea de performanță. Deci, în total, sunt cam 15 ani. 15 ani? Da, da. De activitate? Da, în domeniu, da. Și ce înseamnă să faci acest sport de performanță astăzi, Adrian? Înseamnă foarte mult. Aici o să trească un pic să intru mai în detaliu, pentru că poate se înțelege că e vorba doar de efortul fizic. Efortul fizic a fost și în anul 2000, valabil pentru mine, cât și pentru restul pasionaților, și în 2010 și în 2022. Luând în calcul situația financiară în România, acum vorbesc strict de România, nu că ar fi foarte strălucită și în afara țării, dar în România e un sport foarte costisitor când vorbim de performanță. Este costisitor și la nivel de întreținere și arăta bine. Mâncarea este scumpă, asta e adevărat, adică să punctăm cu adevărat problemele. Mâncarea este scumpă, nici antrenorul nu este ieftin, apoi mai ai nevoie de suplimente, care nici alea nu sunt ieftine. Păi cum? Când faci un cal... Îmi spun mulți că nu se iau aceste suplimente. Da. Astea sunt discuții și discuții. Vorbim în primul rând de suplimentele cele naturale, care le găsim legal să le cumperi. Apoi vorbim de o lume, să zicem așa, neagră, cum o etichetează unii, dacă mai folosești și de acolo unele chestii care toate costă bani. Se fac lucrurile astea? Da. De ce nu? Se fac, da. Sunt în România, într-adevăr, ilegale, dar ca și în toate sporturile, cât în lumea de performanță și în lumea de întreținere, oamenii vor încerca tot timpul să suplimenteze cu orice versiune de, să o numim, vitamină, medicament, ca să-și îmbunătățească fizicul. Asta e ideea. Este un sport scump. Scump însemnând probabil pentru a arăta... Mai ales dacă, din punct de vedere, dacă mergi la o competiție. Deci, dacă vorbim de o competiție, vorbim probabil de investiții de câteva mii de euro lunar. Pentru România este extrem de mult. Asta este adevărul. Luând în calcul că la nivel de performanță nu sunt sponsori. Acum eu mă duc repede în mintea mea și mă gândesc că de asta am pierdut așa de mulți culturiști sau nu avem culturiști. Probabil pentru că da. Probabil că da. Este da. Prima barieră, da, prima barieră financiară. Foarte mare. Foarte mare. Deci sunt oameni care probabil ar fi dispuși și sunt și în ziua de astăzi tineri care sunt dispuși probabil să facă performanțe care nu-și permit. Nu-și permit. Și deși oamenii muncesc, au un job, nu ai de unde să permiți probabil din 3.000 de roni nicio șansă. Absolut nicio șansă. Și poate să fie o persoană talentată și țara o pierde. Se pierde. Se pierde, sigur. Fată, băiat, indiferent ce vârstă are, se pierde. Asta este marele adevăr. Cum am zis, este un sport când vorbim de... Deci, probabil, hai, dacă am face așa un calcul, să zicem așa, grupa A și grupa B, grupa A sunt cei care vor să arate bine ei pentru viața de zi cu zi, să arate bine la plajă, indiferent cum ar fi încadrarea. Probabil pe ei ar costa 1.000 de euro lejer, poate fără antrenor.
doar mâncarea, suplimentele. Pe lună. Aia sunt bani. Foarte puțin. Și vorbești de cei care fac performanță, vorbești probabil de câteva mii de euro. Hai să zicem că cei care fac asta de întreținere sunt ei sponsorii lor, cumva. Dar pentru cei de care fac performanță trebuie să existe. Din banii care câștigi tu, exact. Te duci la sală și te întreții. Exact. Dar pentru cei care fac performanță trebuie să existe instituții sau diferite, în fine, firme sau orice de genul, care sponsorizează și susțin sportul ăsta. Nu. Asta, legea sponsorizării, care este un subiect da, foarte este delicat de la fapte, în de la vorbe la fapte e un drum lung. Am înțeles. Da. Alte sporturi, Adrian, ai mai practicat? Da, am practicat basketul timp de aproximativ 6 ani de performanță. Am jucat în lotul național de juniori al Austriei și ăsta a fost apoi motivul, din cauza unei accidentări, m-am oprit. Al Austriei? Da, al Austriei, da. Și nu a României. Nu a României, Austriei, da. Și ăsta este motivul după o accidentare care am avut-o la genunchiul stâng. Am fost cumva nevoit, mai bine zis, mai pe scurt, să mă retrag din basket și am început mai în glumă, mai în serios, povestea cu culturismul. N-a fost nimic intenționat, n-am avut pe nimeni în familie. Dar tu ai stat în Austria, sau? Da, locuiam la momentul respectiv în Austria, da. Și activam acolo ca și jucător și așa. Și de la ce vârstă ai venit la Timișoara? La Timișoara nu am venit atât de repede, veniam anual. Veniam. Deci undeva în 2009-2010, în fine, când m-am apucat de culturism, fiind un începător, n-am să uit, era o sală în zona Bucovina, numită Tony Gym, asta așa se numea, cred că în ziua de astăzi, din ce știu eu, nu mai există. Și știam câteva săli în Timișoara, dar lumea culturismului, cum a zis și Marius, îi puteai număra pe degete care erau un activul culturismului pe scenă. Foarte puțin. Adică dacă la un echivalent în un oraș atât de mare să ai 2-3 atleți, înseamnă extrem de puțin, de fapt. Și eu când m-am apucat, eram un începător care nici prin cap nu mi-a trecut vreodată cu voi ținti undeva să concurez. Mi-a luat vreo 7 ani de zile, cred că. Sau 7 ani de zile de muncă, da. Am plecat de la 1,80 m, aceeași înălțime care am acum și... Câte kilograme? Sper să nu greșesc, au trecut foarte mulți ani. Cred că 73 de kilograme. Atât am avut. Da. Și astăzi? Am 120 de kg după un an jumate pauză, în care nu am activat, și tot aceeași înălțime. În concurs e o altă poveste, că na, când cântarul în off-season, deci în afara concursului și cel care ești în ziua concursului, cel mai important este cel în ziua concursului, câte kg ai și cum arăți, cam asta e ideea. Dar erau foarte puțini și mi-aduc aminte când, deși sala era plină, exact ca și cum acum sălile sunt pline, n-am să uit, era plin de lume în sala aia când veneam în România, nu aveai de la cine să iei niciun sfat când vine vorba de performanță. Deci, mi-asum ce zic, nu era absolut nimeni în toată sala să-ți poată spune, hei, ok, dacă ai vrea să faci performanță, pe drumul ăsta trebuie să iei. Nu. Știu că după câțiva ani... Informația era greu de primit. Foarte. Nu, era inexistentă mai degrabă. Deci oamenii făceau de plăcere, cum a zis și el, nu erau antrenori. Sau cel mult era un antrenor sau doi care aveau o experiență mai mult prin sală. Nu existau pe atunci cursuri, nu era nimic. Știu asta, sigur. Și oamenii făceau de capul lor. Dar asta e un alt subiect care, pe termen lung, să faci de capul tău, indiferent că nu vorbim de suplimente și de asta, simplu antrenament care îl faci de capul tău și nu știi ce faci, poate să-ți aducă probleme. Și poți să fii de la un tânăr sau o tânără care ești super sănătos sau sănătoasă, să ai probleme. Și stau să dau timpul înapoi să mă gândesc ce nebunie am făcut eu, pentru că nu mi-am permis atunci un antrenor și nu erau. Și ce mi-aduc aminte că vedeam prin sală, gândindu-mă ce știu azi, mă mir că mulți suntem ok cu sănătatea. Da, e un sport riscant. Important lucru, da. Ce ai spus, da, 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 da. Adrian, în sensul că nu trebuie de capul nostru să nu acționăm. Nu. Nu. În acest sport. Trebuie să avem un instructor care să ne da, ar fi ideal. Sau să fie instructorul care îl au sălile plătit să vină și să se ofere tinerilor de diferite vârste sau începătorilor
care văd, hei, nu e ok ce faci, stai un pic să-ți explic, pentru că dacă tu faci ceva greșit, poți să pleci de aici, scuză-mă, pe o targă, poți să pleci cu coloana ruptă. Deci nu e glumă, acum nu ce să speriu, dar e o realitate. O mișcare greșită, făcută cu o greutate la liber undeva aiurea, poate să aducă niște probleme. Și pleacă un tânăr de 16 ani care numai ce a făcut azi abonamentul cu o problemă medicală. Se poate, pe viață. Da, se poate, foarte simplu. Foarte simplu. Marius, da. Există acest risc? Da, există. Sunt și acum o grămadă care fac haotic. Da, foarte. Vezi, foarte. Eu acum o săptămână am mers la niște băieți din ăștia și... Încăpățânați. Da, nu știu ce fac și probabil că s-au și supărat că am mers să le spun. Să le atrage atenția. Da. Instructorii de la sală vă spune, pe ce să le mai spun că le-am spus de nu știu câte ori și ei tot așa fac. Ar trebui să fie gen, mai faci chestia asta, nu mai vii la sala asta. Dar nu se face. O condiție mai dură. Vorba despre bani, omul vine cu deci bani, când e vorba bani de la bani, putere. Treci peste, dar nu prea e corect și acest lucru. Eu știu. Îți asum niște... În caz că se întâmplă ceva, atunci se întâmplă și vedem ce facem. Dar până atunci... Da. Marius, tu l-ai văzut pe Adrian, cum a crescut, așa să zicem. Da. Uite, tot așa luăm un exemplu, un tânăr îl vede pe Adrian și spune, măi, uite, eu vreau să mă antrenez și vreau să fiu ca și el, așa de mare, cu mușchi. Tu ce îi spui? Se poate acest lucru? Cum ziceai, trebuie bani, da. Că, mai ales cum e acum, totul e la dublu, dar mâncarea s-a scumpit, prețurile sunt duble, salariile nu prea. Da. Poate în ani de zile să ajungă, depinde de ce genetic are, în ani de zile, la o mărime... Mă gândesc că trebuie să fii serios, nu? Da, pe cum a spus, să ai continuitatea aia și să respecti toate care trebuie respectate. La o mărime poate să ajungă, dar atât de mare, acum pentru concurs sunt alte chestii, detalii, spate lat, talie îngustă, gen, gambe mari și alte cele care... Acolo depinde. Acum poți să nu ajungi până acolo, să te accidentezi, să te îmbolnăvești, să ai ghinion. Da. Există geneticul ăsta de care am spus, care se vede, dai la vedere, corpul care se vede, partea văzută și cea nevăzută a organelor. Da? De care nu spune nimeni nimic, da? Se folosesc substanțe și atunci ce de... Toate îți vor crește, tensiune, colesterol, tot ce vrei, se duc în sus, dacă nu se face analize, se controlezi așa cum trebuie, majoritatea nu-și fac, o să ajungi la spital. Asta este un minus. Deci tu, Marius, punctezi că omul trebuie să-și facă niște analize când se apucă de acest sport, nu să urmărească aceste analize, nu? Mai ales dacă faci performanță, adică nu poți să faci... Să înțeleagă cei de acasă. Da. Deci performanță, ce înseamnă? Și la... concurs de mașini, da? Am văzut că aveți și cu mașini faceți emisiuni. Nu pot să merg la un concurs de mașini cu o mașină cu care merg eu la serviciu. Mașina cu care merg la cumpărături. Trebuie să am mașină de concurs. Câteodată nici nu este matriculată așa. Așa și un corp. Trebuie să am corp de concurs. Nu pot să merg. Și pentru corp de concurs, în primul rând, este nevoie de bani. Sponsor nu găsești. Nu că nu găsești. Trebuie să fii campion, da? Ai medalia la gât. Care vine sponsorul, da? După care vine sponsorul și zice, hai să te pun pe cutia asta, că eu vreau să vând produsul respectiv. Dar să ajungi campion. Așa merge. Da, nu înainte că spun, hai că eu o să devin campion, dăm bani și pe urmă, nu. Și primești un procent. Primești un procent? Da, păi cum a dat el de exemplu, tu primești un procent din vânzările lor. Ți s-a propus acest lucru? M-am avut la propunere de, nu mai știu. Da? L-ai refuzat sau ce? Am avut în anumiți ani, am semnat pentru un contract pentru un an de zile. Am avut dintre cele mai, dacă ai să amintesc, probabil pe asta am putea să râdem în ultimul hal. Am avut sponsorizări într-un an, de exemplu, cu o firmă care într-un singur an și-a putut onora doar o găleată de proteine pentru că a dat faliment. Am avut apoi în alt an o firmă care și-a onorat cum ar veni contractul pentru un an de zile. Am primit suplimentele care erau în valoare de, parcă mi-aduc aminte, 1000 de ron pe atunci, lunar. Ăsta era ajutorul. Am avut
Apoi în alt an o reducere, deci nu aveam nimic de fapt pe gratis, era o reducere cu 30% din gama lor care o producea. Că tu trebuia să cumpere. Exact, așa. Până la un moment dat am zis să din așa sponsorii. Nu mai zic că mersi și am mers pe cont propriu undeva din anul 2000, cred că 18 a fost ultima dată. Când mi-ai apelat la sponsor? Când sponsorii apelau la mine pentru parteneriat, câștigând concursuri și ziceau, hei, uite, cred că am face o echipă bună. Știu, cred că am face pentru tine o echipă foarte bună, dar pentru mine sigur nu, că odată ce-ți ascult chiar oferta... Chiar și nu mai ești interesul exact, și tu... Exact, nu? Era foarte bine, nu? Adică să nu investească în atlet deloc, să-l pună, cum a zis el, pe o cutie, pe un poster, pe ceva, lumea știa deja așa de produs. Vindea, exact, și atunci ce? Ei, mai face o reclamă, mai face o poză, mai scrie el un coment, mai... faci o postare pe Facebook sau ceva de genul și în momentul ăla stai un pic. Toată lumea crede că Chelva Adrian folosește produsele XZ, la la la. Și atunci lumea cumpără. De ce? Că na, vrea să arate ca și Chelva Adrian să devină campion. Dau un exemplu. Am înțeles foarte bine chestia asta undeva chiar din de la primii început. Ani. Da, de la începutul, de când concuram în Anglia. Pentru că acolo am început în lumea competițională și acolo am concurat. Și mi-am dat seama exact cum mergeau lucrurile și acolo. Și apoi am crezut că în România... Nu știu de ce am fost probabil un pic cam optimist. Lucrurile vor fi un pic altfel. Dar nu, nu erau. Erau la fel, chiar poate chiar mai rău. Și am zis, cred că în 2018 a fost ultima dată, am zis, nu, mersi de aici, voi merge pe cont propriu cu toată investiția, pentru că un adevărat sponsor este cel care are și el de câștigat, cât și tu, dar tu primești un ajutor concret în lucruri care ai nevoie, nu în ce nu ai nevoie. Ca și cum eu sunt culturist, am nevoie de, dau un exemplu, mâncare, suplimente, poate haine. Dar tu vii cu o ofertă și îmi zici, poți să te tunzi la mine la salon în fiecare săptămână. Nu, mersi, n-am nevoie. Cam așa merge. Interesant acest lucru. Da. Adrian, află multe lucruri care până acum nu le-am auzit. Da, dar se pare că ăsta e adevărul. Da, adevărul e de multe ori... Doare de multe ori. Foarte rău. Așa este. Foarte rău. Vreau să... aud acest lucru de la tine, de cum faci înainte de o competiție, cum te organizezi cu timpul, cu antrenamentele, care a fost ultima competiție la care ai participat? Ultima competiție care am participat, după cum am amintit înainte, am un an și jumătate de când am făcut pauză din lumea competițională. Ultima competiție a fost anul trecut, în luna mai, când am concurat la Cupa Mondială în Varșovia. A fost ultimul concurs la care am participat. Pregătirea pentru concursul respectiv am avut-o aproximativ mult mai lungă ca de obicei, pentru că era un nivel, adică un nivel mai mare de amator din lume nu mai există. Deci din momentul ăla, dacă aș fi câștigat concursul, eram direct profesionist în lumea profesionistă. Da, diferența era că era un concurs și de un level ultimat, că era NPC Worldwide, adică cel mai greu posibil de amator din lume și mi l-am ales eu ca să-mi dau și un fel de test să văd cât de departe pot ajunge. Am fost și în anii care au trecut în foarte multe alte concursuri asemănătoare, dar cu un level mai mic, cum ar veni. Și pregătirea pentru concursul ăsta am avut-o, cred că, 10 luni de zile. De obicei, ca să intru într-o formă pentru concurs, în medie cam 16 săptămâni, adică 4 luni. Pentru asta am decis, ca să fiu foarte, foarte bine pregătit și sigur pe mine, și mi-am luat 10 luni de muncă titanică. 10 luni de zile, da. 10 luni de zile, mi-aduc aminte, cu foarte, foarte mare eforturi din toate punctele de vedere. Dar, na, rezultatul a fost pe măsură, am luat locul 3 în lume. Locul 3 în lume? Da. A, uite, dragi din 26. L-avem pe Adrian. Un sportiv ambițios care spune adevărul în față ce înseamnă acest sport și a luat locul 3 în lume. Acum mergem la Marius Burciu, care totuși are o experiență mai bogată din punct de vedere al antrenoratului, să zic așa, al celui de instructor. Dacă faci o pauză de un an jumate, ai șanse să fii la același nivel la care ai fost înainte, Marius? Am zis, da, dacă n-ai continuitate și faci o pauză atât de mare,
Acum depinde în ce formă ai ajuns și cât ești de mare. Dacă ești gen ca și Ati, poate reușești să te menții. Dacă nu ești gen mai slăbuț, cam pierzi în anul ăla tot ce ai pus pe tine. Asta e și pentru un exemplu. Dăm acum pentru fetele care se cred, ele cred că vor ajunge ca bărbații, musculoase și așa. Deci în momentul în care crezi că ai ajuns ca un bărbat, te oprești, nu mai faci nimic, te pui și te culci o săptămână și când te trezești nu mai ai mușchi. Mușchii cam așa sunt. Azi ai bine, nu-i mai ai. Dar și în orice sport, cum am zis, aici se văd. Dar mă uit la tine și zic, ești în formă, nu mai ești. Dacă văd dacă ai mușchi sau nu-i mai ai. Într-un alt sport te văd în teren, în ringul de box, văd dacă mai ești în formă sau nu. Nu știu doar dacă te văd în acțiune. Dar aici nu m-am uit la tine și zic, nu mai ești. Sau ești. Sau... În sensul că pierzi foarte ușor. Da, da, pierzi. Ce ai muncit în an de zile, ce ai agonisit în an de zile. De-aia am zis continuitate. Da? Dacă știi că nu poți să te ții, nu te mai apuca, că muncești degeaba, îți cheltui banii degeaba, dacă la anul te-ai lăsat, în câteva luni s-au dus. Cum trebuie să mănânce un culturist profesionist, Marius? Dacă în primul rând, da. Până să-l întrebe atât. Da, da. Trebuie tot așa, să mănânci de vreo 6 ori, să ai 6 mese, să zic, din 3 în 3 ore, încât să oferi mușchiului mâncarea și macronutrienții potriviți și necesari, să aibă tot timpul, cât așa cum spuneai, dar să nu pierzi masă musculară, să nu intri în catabolism. E mai mult discutat pe tema asta. Să-ți calculezi, da, să iei cât ai tu necesarul. Există un calcul, există niște formule, există, poți să calculezi, de exemplu, greutatea ta ori 24, o calorie per kilogram corp per oră, la rata metabolismului bazal, RMB-ul. De acolo vine alt calcul. Calculezi toată activitatea pe care ai avut-o zilnic, la serviciu, la școală, eu știu ce activități ai tu. Să zicem, ai de mâncat 2000 de calorii, da? Și dacă stai în pat și dormi, alea 2000 de calorii trebuie să le oferi corpului, orice ar fi. Da? Ai activități de zilnice de încă 500 de calorii consum. Ai deja 2500 de calorii de mâncat. Mergi la sală, mai consumi 500 de calorii. Deja ai ajuns la 3000. Vrei să-ți crească și mușchii, să oferi creștere musculară, deja ai ajuns la 3500 de calorii. Și de acolo începe. Macronutriențe, împarți acum cât vrei. O gram de grăsime per kilocorp, 2 grame proteină kilocorp, restul ce rămâne carbohidrați și așa mai departe. Acolo mai jonglezi în funcție de ce vezi că se întâmplă cu tine. Mai scazi din carbohidrați, mai urci, mai... Vitaminele necesare, și aici e o chestie cu vitaminele, pentru că sportivii spun... Avem nevoie de mai multe vitamine pentru că facem sport și iau extra din pastile sau... Se bate, e corect acest lucru? Nu. Tu mâncând mâncare la dublu, să zicem, nu mai mănânci 2000 de calorii. Și pastilele care le iei cu vitamina D, vitamina C, nu vor susține niciodată mâncarea. Este un supliment, de aia suplimentezi. Asta e un subiect foarte... Dar plus că de aia zic cu vitamine, tu dacă mănânci la dublu, deja ai și vitamine la dublu în alimentația ta. Deci n-ar mai trebui să bagi exterior. Vorbim de un sportiv de performanță. Da, 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 da. Ți-ar trebui vitamine în plus, să zicem, din exterior, pastile, gen, ca și supliment, dacă ești cumva în deficit caloric. Atunci nu mai dai corpului mâncarea necesară, trebuie să tai din acele calorii. Da? Ești în deficit caloric, e clar că dacă ai mâncare mai puține, nu mai ai nici acele vitamine de care corpul are nevoie, că așa funcționează corpul. Și atunci ești cumva pe minus cu vitaminele și acolo ai putea lua din exterior, dar tot așa, nu ți-ar trebui niște analize să știi exact. Să nu de capul nostru. Da, da, da. Mergem la Chelba Adrian, care el este actual, în prezent și ne poate spune... Ce mănâncă, ce mănânci într-o zi? Și cât? Da. În momentul de față,
Da, am o săptămână jumate de când am început pregătirea. Deci media ar fi următoarea. Sunt cam aproximativ la 3 ore, 3 ore jumate. Ba, este o masă care trebuie să mănânci. Deci dacă te trezești la ora 8, la ora 9... Indiferent la ce oră te-ai fi trezit, dar ideea este că oricum, ca să poți să mănânci toate mesele, te vei trezi mai de dimineață, că nu ai cum altfel. Te vei trezi altfel să mănânci ultima masă la 4 dimineața. Nu are nicio logică. Deci undeva la 5-6 mese pe zi, ce conține, de exemplu, mâncarea mea? Orez, carne de pui, carne de bită. Nu? Da, totul este făcut, bun, ca să specificăm atunci și asta mai în detaliu, nimic nu este în baie de ulei prăjit. Absolut nimic. Grătar, cuptor, fiert sau mai nou sunt aparatele astea numite air fryer, care se bagă produsele înăuntru și se fac printr-un sistem de abur. Nimic, cum am zis, în ulei. Deci cât se poate, sau absolut deloc, nimic, absolut nimic. Legumele la fel, făcute la cuptor, ca să continui lista. Vită, un piept de pui, orez, cartofi, gen copți, ouă, albușe, că cigăl benușe. Dacă ar fi acum să încadrez, de exemplu, dimineața, prima masă, am o masă de ovăz cu un supliment care se numește proteină, versiunea izolată sau whey. Am 250 de grame sau depinde de zile. Am zile când antrenamentele mai intense și puțin mănânc mai mulți carbohidrați, pentru că ovăzul cam asta, de fapt, e scopul să ofere energie. Și prima masă ar fi ovăz cu două cupe de proteine din acest izolat sau whey, cum am zis. Asta ar fi prima masă zilei. Apoi la 3 ore, asta pentru multă lume oricum deja e o masă care poate ar ține lejer până la 4 după amiază, dar din păcate pentru mine la 3 ore trebuie eu trebuie să mănânc. Da, asta este o altă chestie care foarte multă lume probabil în capul lor, acum, cum am zis, dacă tot discutăm despre asta, să punem adevărul pe masă, cum îmi place mie. Multă lume crede, deci un sportiv care îți place să spui adevărul, da, nu-ți place, da, să minți omul. Da, da, urăsc chestia asta când toată lumea se ascunde cumva după cortine și stați că vrem să părem un pic altfel și lucrurile stau așa de ușor. Nu, nu. Știu că probabil primul gând care, în fine, la cei care se uită și cei care mă știu, ceva de genul, a, dacă e mare, nicio problemă, pentru că e ușor să mănânci. Nu, nu e așa. În 3 ore, probabil foarte multă lume crede că, a, sigur e foame. Nu, nu mi-e foame. Nu mi-e foame. Trebuie să mănânc. Trebuie. Exact. Viața de culturist, indiferent la nivel competițional, european, mondial, indiferent, este, aș face o paralelă, ești ca un soldat. Dacă nu știi să fii un soldat, nu ți se dau ordine niciunde, ți le dai tu singur. Dacă tu nu faci lucruri așa cum trebuie făcute, nu ai nicio șansă să fii la un nivel. Iar chestia asta am învățat în decursul anilor, în fine, dar nu mi-este foame în 3 ore, nu, pentru că este o masă care... Dacă aș pune așa, e o caserolă, ceva de genul, cu mâncare suficientă să mănânce două persoane, poate. Tu trebuie să mănânci eu, să mănânc eu, da. Așa. Apoi, în 3 ore, am următoarea masă, care am 250 de grame, de exemplu, de orez, sau 300, depinde, sau în alte zile 200, cu 10 albușe și 3 până, depinde de zi de la zi, 3 până la 4 gălbenușe. Deci aia e o farfurie mare, da, care o mănânc. Apoi, vine a treia masă, care am 300 de grame de orez, care înseamnă, repet încă o dată, așa un bol de orez, de dimensiunea asta, ceva de genul, cu ton, de exemplu, în suc propriu, care e o diferență foarte mare. Cine vrea să deschidă un ton în ulei, de măsline sau orice de genul și unul suc propriu, o să vadă diferență, da. Foarte mare. Și așa merg mesele. Cum am zis, lumea probabil crede că... A, și da, supă, ciorbă, marz, nu-i voie. Nu mai e loc. Nu mai este loc de așa ceva când vei conștientiza că trebuie să mănânci ca să construiești, îți dai seama că nu mai ai chef nici să mai mănânci o ciocolată. Da, păi. Aici e problema mare. De ce trebuie să fii constant. Constant, da. Merge casa, asta este motivul de ce, ce unul din 10, și probabil nici măcar unul din 10 n-ar zice, nu vreau să fiu foarte rău, nu reușește să aibă un progres în sportul ăsta, pentru că oamenii îi mănâncă prima masă, a doua, a treia și s-a terminat. Te trebuie toată ziua.
Da, trebuie zilnic, trebuie atâtea mese cât sunt nevoie. Cum a zis el, faci un calcul câte calorii are nevoie. Dau un exemplu, are nevoie de 4.000, de 3.000 să, nu, să aibă o evoluție. Acum te mai întreb ceva, Adrian, că, da. Uite, programul acesta care tu trebuie, zici că trebuie respectat, Marius, da. Nu, că trebuie să respecte, da, 3 ore, cum ai spus și tu, că trebuie la 3 ore, dar te prinde, nu știu, ai o problemă în oraș, nicio problemă. Ești plecat. Amâni masa cu... Nu se întâmplă nimic. Nu-ți imagina că acum e o catastrofă. Mergi cu... În ziua respectivă. Pachetul după tine sau da, ce faci? Da, 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 da. Da, așa e, da. Ai zis bine, da. Dar în ziua respectivă, per total, tu trebuie să-ți faci acel deci, minim bine, de calorii. Trebuie să-ți calculezi tu orice program care l-ai da, tu în fiecare zi. Da, sau să-ți cari mâncarea și îți asumi. Pentru că nu o să o ai, nu o să mănânci nimic. E acasă, nu ți-ai terminat de mâncat toată mâncarea, nu sau te culci până da. Nu mănânci. Sau sunt unii care chiar se trezesc noaptea și mai mănâncă o dată. Gândește-te tu, așa, dacă ar fi, de exemplu, de mâine, să începem un program în care, să zicem, ipotetic ai 3000 de calorii de mâncat, ok? Și le împărțim în 5 mese. Te-ai trezit dimineața la ora 8 și până seara la 11 îți împarți frumos, nu? Pe ceas, când îți vei mânca mesele. Dacă una, două zboară, e clar că ai mâncat doar 2000. Și te va taxa pe cine? Pe tine. Pe tine. Ai spus un lucru acum cu aceste ceasuri. Acum mm-hmm. mă gândesc, ceasurile acestea care smart le vedem, smartwatch-urile, da. Te ajută? Ajută un culturist? Ai nu, că... personal, nu. Nu spun că nu ajută. Nu. Nu personal nu am. Știu doar următorul lucru care e un detaliu foarte important. Foarte multă lume folosește smartwatch-urile în versiunea asta gen doar pentru a-l pune, mă refer, pe mână. Ele sunt departe de a-ți reda realitatea atâta timp cât nu ai banda respectivă care este pentru a lua pulsul exact din zona asta. Ei nu au chestia asta. Și asta e o chestie așa, probabilă. Ai un procent cam exact, cât? E o marjă. Depinde de la aparat la aparat. Una e, acum n-am să fac reclamă la unei firme, dar probabil de la o firmă mai scumpă care costă sute de euro ceasul. Este mai exact. Exact. Dar la unul care costă, am văzut chiar și cu 20 de euro, nu sunt crezi. Sceptic. Da. Foarte sceptic. Deci e foarte important. Și să nu uităm că nici măcar o bandă profesională, ea la rândul ei scrie pe ea și oamenii mă gândesc că nu au făcut niște studii și nu sunt chiar niște înapoiați, îți spun, nu? Să-ți iei și să-ți pui, aici ai un șnur, să-ți-l iei, să-ți-l pui în zona inimii și așa mai departe. Nici acolo, măcar așa prin versiunea digitală. Exact. Nici măcar așa. Ei au așa... în fine, stânga și în dreapta, unde să susții mâinile și au niște senzori. Nici măcar pe ăia nu poate să-ți ia ca lumea. Pentru că tu transpiri, e murdar, e praf. N-are cum. N-are cum. Deci trebuie să fii la sursă. Cât de aproape posibil. E totul relativ. Asta e ideea. E relativ. Marius, cât sportiv pregătești la sală? Am trei acum. Trei sportivi? Sunt tineri. Doi băieți de 15 ani, am și unul de 18, a început la 17. Și te ascultă? Cum e cu ei să lucrezi? Și te ascultă... Te mai sună, îți mai dau mesaje, mă, am voie să fac aia, n-am voie să fac, sau ce relație tragi cu ei? Acum depinde de fiecare. Mai și citesc ei separat. Mai îi pui tu? Da. Citesc, eu le explic într-atât încât să înțeleagă și să știe despre ce este vorba, da, le arăt cum e cu calculul, cu mâncarea, cu toate astea, cu antrenamentul, întreabă, da, de ce așa și nu așa, de ce așa, uite că ăla face așa și eu fac altceva. Și, da, merge bine. Acum... Merge bine, la unele chestii mai greu, ideea există și antrenamentul ăsta online, da, care sunt cu online. De un... Voi sunteți pro antrenamentul online sau nu? Acum, de aia vreau să zic că de multe ori e dificil și așa, unul la unul, să facă ce îți dorești tu și să te asculte. Online, eu dacă îi spun, fă aia și aia, el face în sală acolo, dacă vede pe altul pe lângă că face altceva, poate că face altceva, sau îi se pare greu ce am zis eu, nu știu dacă ascultă el fix ceea ce îi spun. Și după aia zice, păi nu mi s-a întâmplat ce am vrut eu să mi se întâmple. Păi d-ai ascultat ce ți-am zis, ai făcut, de a zic, ai respectat rețeta aia pe care ți-am dat-o, gen, fix cum ți-am spus. Păi... Și unul la unul, dacă cu mine în sală e o oră, da? Restul de 23 de ore e acasă.
nu știu ce face, ce mănâncă, mănâncă, cum i-am zis. Sau cum doarme, cât doarme. Da, vine amețit că s-a culcat la două și nu mai cum să tragă, trage de două ori de o ganteră și nu mai poate. Tu îți dai seama de aceste lucruri, nu? Cum să nu, îți dai seama, cum te zic, păi, dar nu mă minți pe mine, te minți pe tine. Exact. Că, sau dacă te las, fă aici 15 repetări și tu faci 10, că eu poate sunt tors cu spatele. Mă păcălești pe mine, tot pe tine te păcălești și cu mâncatul și cu toate astea. Merge și online. Sunt care chiar... Au rezultate? Da, era o chestie că era un antrenor care el de obicei se antrena prea tare și se accidenta și chiar online avea niște sportivi, se accidentau și ăștia care erau online de la distanță, pe genul de antrenament pe care îl dădea care el. Care îl făcea? Da, nu știu. Da. Înseamnă că chiar respectau ce li se spunea. Adrian, vreau să-ți auzi și părerea ta despre... Da, e subiectiv. A luat amploare, este adevărul, în ultimii ani, versiunea asta online. Am avut foarte mulți clienți online până anul trecut. Acum, în perioada asta, am doar clienții care i-am live, care m-au ocupat, indiferent că au fost pentru concurs. La concursurile care au fost acum în țară, numai ce, adică sunt foarte din scurt. Cât a trecut? Cred că o săptămână, nu? Sau maxim două de la ultimul concurs, unde am avut și un junior și la Semtex, la Pro Nutrition, deci concursurile mari care sunt în țară, Grand Prix-urile, s-au terminat pentru moment, pentru anul ăsta nu mai sunt. Plus persoanele care le pregătesc pentru următorul an, cum ar veni. În versiunea online, din experiența mea, e cu un începător este foarte greu să lucrezi online, pentru că nu are o bază, nici în ceea ce ține de alimentație, cu atât mai puțin de antrenament. Adică e cineva care n-a fost niciodată în sală și zice, ok, mi-au un antrenor foarte bun online, că mi se pare mie el bun, îl plătesc și o să am un mare succes. Tu trebuie să înveți cumva tu singur să faci exercițiile corect când eu sunt la Timișoara și tu ești la București. E greu. E foarte greu. Aceeași chestie, fac o paralelă, e foarte greu să pregătești chiar și să antrenezi. Eu cu toți clienții care aveam pentru concurs, îi chemam cel puțin pentru o săptămână, să vină să, și vorbesc de oameni cu experiență, de ani de zile în domeniu, care la rândul lor erau antrenori. Și îi chemam, vină pentru o săptămână să văd cum te antrenezi. Și veneau. Și de multe ori le dădeam un reset complet. Nu știți cum să vă antrenați. Trebuie să învățați cum să vă antrenați. Și plecau de acolo cu foarte, foarte multe lucruri învățate și ștergeau cu buretele multe care le știau. E foarte greu să zic, chit că e pentru performanță sau pentru cineva gen așa la nivel pentru el, de a arăta bine, să zic că gen printr-o cameră, webcam, să zic că, hei, faci, știi tu, două repetări așa la stânga și două la... E greu, e greu, e foarte greu. Și pentru cineva, cu atât mai puțin pentru cineva care nu are experiență. Dar chestia asta cumva a luat amploare. Ăsta e adevărul. Și foarte multă lume, fiind cumva în versiunea lor, în capul lor, mai flexibilă, că, a, ok, nu trebuie să mă duc neapărat când vreau eu, la ora cu tare, că mă cheamă antrenor sau așa și așa, să mă duc eu când vreau și îmi scrie el acolo ce să fac, cum să fac. E ca o rețetă. Dar eu personal cred că cineva care se antrenează cu antrenorul live, de cele mai multe ori are rezultate mai bune decât cineva în versiunea online. Versiunea. Nu că nu se poate avea cu cineva online rezultatul, dar procentajul este mult mai mare. Mult mai mare. Din păcate, colegul meu din regie mi-a făcut semn că nu mai avem foarte mult timp din emisiune, asta îmi pare foarte rău și ne-am ajuns să discutăm toate capitolele care le-am stabilit. Asta înseamnă că ne vom mai revedea la această emisiune, pentru că sunt multe lucruri de punctat în materie de culturism și vă rog să acceptați în continuare să veniți, chiar dacă va dura 3-4 săptămâni, poate o lună de zile până ne vom revedea, să discutăm și să puteți veni, bineînțeles, să îmi onorați invitația și să învățăm și pe cei de acasă, pentru că asta e important, ca cei care se uită la noi să rămână cu câte ceva. Acum, dacă tot aș vrea, n-aș vrea să
încheiem cu obiectivele ca să vă las să mai veniți o altă emisiune, ca să-mi spuneți obiectivele atunci cumva, vreau să vă oblig să mai veniți, pentru că mi-a făcut plăcere să vă am alături la această emisiune Cronici Sportive, dar ținând cont de aspectul care este de o săptămână, două, trei, nu mai țin minte, de câte săptămâni cu Simona Halep, așa pe scurt fiecare câte o idee. Ce părere aveți? Dar vă rog pe scurt, pentru că este pe final. O să spun eu pe scurt părerea mea. În lumea sportivă, punctez doar asta, în lumea sportivă de performanță, indiferent de sport, există consumul de, să le numim așa în termeni românești, suplimente ilegale. Asta e ideea cea mai importantă. Cine vrea să facă abstracție sau să crede că nu există, nu se folosesc, toți sunt naturali, toți sunt de la egal. Nu. Indiferent specific de sport, se folosesc tot felul de ajutătoare pentru a avea un rezultat mai bun. Marius. Da, la fel. Era, de exemplu, un reportaj, niște filmulețe pe Netflix despre crossfiteri. Și era unul care spunea, dacă eu, dacă aș mai da ochii cu tatăl meu și ar ști că eu folosesc, n-aș putea să mai dau ochii cu tata. N-aș jura, el părea cel mai curat posibil dintre toți sportivii. A ieșit pe locul 3, bineînțeles a fost controlat și a fost dopat. Deci, el care părea curat, dar acum spune Halep, eu n-am făcut, eu n-am luat, mi-au dat alții sau... Vă dați seama ce e atunci... Deci nu putem să spunem da sau nu, spunem că toată lumea... Cumva e ghinion când te prinde. Da, toți care fac performanță cam folosesc. Acum că într-un procent foarte mare. Acum să ne gândim așa să facem o comparație ca și cu viteza 50-70 de km pe oră. Toată lumea o încalcă. Da. Spune nu că n-am avut 70, am avut 50. Da, așa e. E un fel de ghinion. Da, așa este. Mulțumesc frumos pentru că ați participat la emisiune și vă mai aștept cu alte subiecte și să ne mai învățați lucruri despre acest sport care este din ce în ce mai căutat de tinerii din ziua de astăzi și asta este bine și trebuie să știe acești tineri care vin la sală adevărul despre acest sport. Mulțumesc frumos! Mulțumim! Punem punct ediției de astăzi, ne revedem săptămâna viitoare, toate cele bune!